Salutare dragii mei și mi-am regăsit la un nou episod de Minecraft și vreau să ne uităm astăzi peste micuțul pe care cu siguranță l-ați văzut cu toții Update snapshot experimental, cu alte cuvinte snapshotul care nu este snapshot, corect? Da Dar nu o să stăm noi să punem accent neapărat pe toate aceste generări Ideea e că nu am reușit să găsesc acei munți foarte fain care s-au adăugat, am văzut prin imagini și prin videourile altora arată genial Ăsta e singurul munte care mi-a apărut în cale. Oricum, pentru cei care nu știți, s-a adăugat o versiune experimentală de 1.18 în care, practic, puteți să vedeți cum arată bioamele și așa. E, cum îi zice și numele, este doar un experiment ca să se vadă pe viitor. Nu vă recomand să jucați pe el, că este foarte bucuit. Eu de asta am F3-ul acum. Să vă arăt, de exemplu, mă plimbam pe aici, căutam o zonă interesantă și am dat peste ăsta. Da, și jungla e tocmai acolo. Deci foarte, foarte buit. Dar, puteți vedea în felul acesta cum arată, v-am zis, munți, nu am găsit, dar dacă ne ducem noi în subteran mai mult, ca sigur o să găsim și noi niște pești. Ia uite, ia uite ce e aici. Și foarte interesant, au adăugat în acest experimental și limita de spațiu. Adică, vedeți că dacă mă duc aici, nu merge F3, așa, vedeți că merge până la minus 64, noua limită. Deci, foarte interesant. Și avem peșterile cele noi. Foarte frumoase. Ia uite cât de frumoase sunt. Ținem noi minte că în, în spectator nu ni se spawnează monștrii. Ceea ce vreau să vorbesc cu voi este despre un update pe care l-au făcut cei de la Mojang. Și nu știu sigur dacă va rămâne final. Nu mi-ar displacea sincer să fiu să rămână. Dar este un update interesant. Și anume... Monștrii, de exemplu, aici vedem că avem lumină de level 5. Monștrii în general, până în, în versiunile anterioare toate, se spaunau până la nivelul 7 de lumină. Ei bine, lucrurile s-au schimbat. Și anume, monștrii se pot spauna la orice nivel de lumină. Orice nivel, da? Da, am zis exact pe invers, exact invers am zis ceea ce trebuia nu se pot spauna la niciun nivel de lumină, vreau să zic, pare rău, nu se pot spauna la niciun nivel de lumină exceptând 0, deci se pot spauna doar la nivelul 0, de exemplu aici unde avem 5 sau cât avem, da, 5, nu se pot spauna pentru că trebuie să fie 0, deci practic trebuie să căutăm, uite, pe aici, deci aici în toată zona asta nu se va spauna niciun monstru pentru că e prea luminos, da, în schimb, uite, aici, aici avem un 0, mai avem un 0, un aici se pot spauna, dar prin toate zonele astea unde teoretic s-ar fi putut spauna pentru că este o lumină foarte joasă, nu se mai pot spauna pentru că au nevoie de lumină zero. Ceea ce este foarte interesant. E adevărat că ar putea afecta unele ferme de monștri. Mi-ați spus unul dintre voi, eu chiar nu auzisem de chestia asta, mi-ați spus voi la unul din episodele anterioare că ar trebui să mă uit pe la fermele mele de mobi, că mobii se vor spauna diferit. Foarte interesant, nu știu exact, nu va fi neapărat o problemă pentru fermele mele. Dar este o proprietate foarte interesantă și am zis să o explorăm împreună. Cred eu, cred eu și cel mai probabil nu mă înșel, că această schimbare este făcută deoarece aceste peșteri noi sunt extraordinar de mari. Deci asta ar fi unul din motiv și este foarte greu să stai să le luminezi. Cei care poate v-ați uitat la unii care au făcut speedrun pe niște data cu uri cu Ați văzut că trebuie să pui de mii de torțe, adică e foarte greu să faci, să rezolvi cu mobii. De asemenea, un alt motiv pentru care cred eu că au adăugat chestia asta e pentru că aceste uh, liane drăguțe cu... Cum se numeau astea? Glowberries, așa, cu... Be, cred că... Mă rog, glowberries, da. Uh, și cu... Mai erau niște lucruri. De exemplu, acea liană, dar nu știu dacă o vedem noi pe aici, acel lichen. E, acestea fac foarte, foarte puțină lumină. Deci fac o lumină foarte scăzută. Și din cauza aceasta, uite, dacă le pun eu așa. Uite asta. Nu, asta e o normală. E, în fine. Hai să căutăm aici. Lichen. E, acest lichen ține minte că face o lumină foarte scăzută. De exemplu, dacă îl pun aici, el cea mai mare lumină pe care o face este 7. Deci nu ar fi ajutat la absolut nimic ca să nu se spauneze mobi. E bine... Din 1.18, dacă nu rectifică chestia aceasta, această liană va ajuta la luminarea peșterilor pentru că mobii nu se vor mai spauna la 7 blocuri distanță de ea, așa la un practic la un cerc de rază 7. de fapt aici e 7, 6, da, la un cerc de rază 6, să zic, în jurul ei. De diametru practic 13. Dacă o pun, de exemplu, pac aici, îmi luminează încolo 6, încolo 6, încolo 6 și așa mai departe. Dar, în următorul update, scumpele și prea frumoasele noastre torțe, dar și toate celelalte chestii care... Uite, a, uite, Sol Torciul, de exemplu, acum o să fie mai util. El ține minte că nu era așa util în Overworld pentru că nu face lumina aproape deloc. Deci face lumină 10, comparativ cu o torță normală care face 15, da? Deci nu e... Nu, 14, pardon. Deci nu era cea mai utilă chestie decât ca să speri pigmenii. E, din 1.18, dacă această chestie cu mobii va rămâne implementată, această torță va deveni una foarte utilă. Cât de cât utilă, de fapt. Și lămpile, de asemenea, deci lămpile acelea albastre și... implicit și alte chestii care fac lumină slabă. Aceste lumânări nu mai știu exact câtă lumină fac, dar o să testăm acum. O să vedem dacă nu cumva sunt buguite. Uh, Flint... Așa. Hai să vedem luminările lumânările, câte lumină fac. Dacă pun eu niște lumânări, deci aici avem acum un 6 și acum... Aha, a, uite, fac ceva lumină. Nu fac la fel de mult ca o torță, dar sunt pe aproape. Interesant. Bun, deci la fel și astea automat devin mai puternice. Toate sursele de lumină acum oficial sunt mai puternice. Mai ales aceste chestii pentru că ele nu erau bune de prea multe, fac foarte puțină lumină. Uh, undeva la un 10, Destul de puțin, având în vedere că ele trebuie spuse pe tavan ca să arate bine, știți? Adică nu punem lămpi din astea pe jos, știți? Le punem undeva pe tavan. Și, na, de aici până aici, deja, uite, avem lumină 3, 5. Dar cu lumină 5, sau 3, sau 2, sau 1, în 1.18 o să fie suficient ca să nu se mai spawneze monștri Și asta o să fie super bine, din nou, torța. Deci, torța acum este overpowered, pentru că ea are lum lumină 14. Deci... Uh... Dacă ne uităm noi, dar ne-ar trebui o suprafață mai mare. Ia să vedem. Oare găsim aici o suprafață? Nu mamă, dar ce? Da, țin minte generările astea. Le-am văzut prin snapshot-uri. Foarte ciudate, dar în același timp sunt atât de ciudate încât sunt interesante, sincer să vă zic. Știți vorba aia? E, ciud e atât de ciudat încât e fain. Uite aici. Deci. Dacă noi punem o torță aici, pac, luminează. Deci punctul ei și 13 blocuri în fiecare direcție, deci așa un cerc de rază 13, ceea ce este mult mai bine decât un, cât, ar, cât, ar, fi avut ea în mod normal. Contra mobilor, dacă mobii se spawnează de la 7 și torța începe de la 13, undeva la un 6 blocuri în jurul ei. E, de la 6 la 13 e o diferență foarte mare și practic vom putea să punem torțele mult mai rar. Să nu mai stăm să... Că uite, de exemplu aici, Aici, de exemplu, eu am lumină, ok, am lumină 8, am lumină 7, uite, de deja pe aici eu nu mai am nevoie de torțe. Nici pe aici nu mai am, doar aici, uite, aici jos trebuie să mai pun una, pac. Deci, deja cu 3 torțe, uite ce arie mare am luminat. Ceea ce zic eu că este un update mega, mega mișto. Acum, o altă schimbare, dar am zis că nu stăm noi să ne uităm foarte mult la schimbări. Am înțeles că acei uh, Excel se vor spauna doar în Lush Caves, cum avem aici, Lush Caves. Um, nu ne interesează foarte mult asta, dar e bine de știut. Ia să ne urcăm noi în sus. Așa. Foarte interesant că acum Minecraft-ul are bioamele în funcție de înălțime. Adică vedeți că aici avem Bambu Jungle, deci o junglă de bambus. Și un copac. Aha, cred că copacul ăsta arată intrarea. A, nu. Știți că era acel copac pe care dacă îl întâlneai, să săpai sub el și te ducea într-o zonă din aia, dar se pare că nu este cazul. Dar acum, uite, dacă mă duc, uite, deja la această înălțime, deja am lush caves. Deci, e în funcție de înălțime, biomul. În, înainte nu exista chestia asta, știți? De asta, ăsta este unul din principalele motive pentru care update-ul s-a făcut în două părți, pentru că este prea complex update-ul și schimbă prea mult hărțile. Adică, generarea hărților și modul lor de funcționare este... Funcționare este Mamă, cât alacu de lavă! Wow, voi vedeți asta? Cât de mare e! Ho, oh, oh, ho, cât de mare e! Păi dacă, gândiți-vă așa, ăsta e ghinion. Dacă vreau, de exemplu, eu zic, uite, vreau să-mi fac o, o, bază, să zicem, o casă în copac fix în acest copac și vreau sub el, fix sub el să am o bază subterană, uitați-vă ce am eu acolo. Păi, da' din toată zona asta, uitați-vă împrejur, fix aici este lava, toată lava din zona aici. Oh, oh, câtă lavă! Păi stai, aici ai lavă să ți ajung o viață. Mamă! Wow, 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 Nu știu dacă o să existe din asta și în 1.18, dar e interesant de știut. Da, arată foarte frumos aceste peșteri, dar... Na, la ele e problema cu lumina, dar din 1.18, dacă se păstrează această chestie, eu sper să se păstreze, nu mă deranjează cu absolut nimic. Sigur că unii care și-au făcut ferme foarte mult bazate pe un anumit nivel de lumină, o să le fie stricate fermele, dar nu va fi cazul la mine, dar eu zic că merită, adică bănuiesc că multe dintre ele pot fi modificate cât să funcționeze. Ia uite cum arată asta! Mamă, e, e foarte buguit, dar uh, funcționează. Frame rate tu stăm bine cu frame rate tu mai ales că suntem într-o junglă. Am văzut că ziceau unii care lag, nu mi se pare că ar avea lag acum... Mm. Bine, cei drept sunt în spectator, deci nu sunt monștri pe aici care să mai încarce și puțin ramul. Dar, dragilor, asta este povestea despre mobii din 1.18. Deci faza cu lumina de final, să vă mai explic de ce este foarte interesant acest update. Gândiți-vă cât de interesant o să fie la tunele, da? Pentru că eu, de exemplu, dacă pun o torță aici, pentru a opri mobii din a se spauna, Următoarea torță va trebui să o pun la vreo 26 de blocuri. Pentru că asta luminează 13 blocuri. Da? Deci ne uităm până se face... Uh, uite, aici avem light level 2. Aici mă uit pentru cei care se întreabă. Aici, uite, aici avem 0. Da? Aici avem 1. Numai că eu nu trebuie să pun torța aici. Pot să mai merg încă vreo 13 blocuri. Hai să vedem. Deci aici avem uh, 0. 1. Aici am avea 1, da? 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și aici punem torța. Pac. Și dacă am pus torța acolo, am pus-o bine? A, a, un bloc mai încoace că avem un 0. Deci punem torța aici, da? Și cu două torțe, ia. Uite, acum nu mai avem niciun 0. Ne oprim fix la 1. Deci cu două torțe eu am reușit să luminez tot acest tunel. Și chiar mai mult, că eu aici cu torța asta pot să mă mai duc încă 13 blocuri încolo. Foarte interesant. Deci acest update o să ne fie foarte bine, evident că nu -o, o să stea nimeni când minează să pâși numere aici să vadă să fie tot timpul la limită 1. O să punem și noi torțele cam așa, știți? Dar oricum, câștigăm foarte, foarte mare zonă. Cred că o să fie foarte dificil pentru noi jucătorii vechi să ne obișnuim cu această metodă de lumină, dar eu zic că o să fie foarte interesant și chiar, chiar cred că o să-mi placă. O chestie importantă e că această schimbare de lumină afectează doar lumina de la blocuri, gen de la torțe sau de la altceva, nu afectează lumina de la soare, din ce am înțeles. Adică dacă mobul, dacă într-o zonă anume există lumină de la soare sub 8, Mobii tot se pot spauna, adică nu trebuie să fie lumina de la soare neapărat 0. Așa am citit pe site-ul lor. Dar cine știe, poate o să mai modifice și asta că asta este... Deci noi încă nu avem niciun snapshot în 1.18. Asta este abia un experimental. Ca ca oamenii să vadă care sunt bugurile și am înțeles că sunt foarte, foarte, foarte multe, ceea ce nu mă miră. Dragilor, pe data viitoare, sper că v-a plăcut experimentul nostru și noua fază cu mobi, că pare foarte interesant. Pe data viitoare, numai bine! Pa, pa!